asta pot să zic. Ne-am pupat. De la vorbe ați trecut la fapte. Ce? Adică vrei să ajuți alte persoane să devină mai cunoscute. 20, 20 și ceva de milioane de vizualizări. E o muncă total în spate. Se spune că tu ai fi avut vreo relație cu ea. Nu am văzut de ce să-mi pară rău, gen. Ea este foarte ok, gen. Eu vedeam, bă, dar asta, dar asta, și asta, face și asta, știi? Asta e lege, mereu e cu mama ei. Să rămân, sacră. Să rămân. Eu cântam acolo, ea dansa nu știu pe unde. După ce s-a terminat concertul ei, să zic așa, ea a venit la mine. Puteam foarte ușor să zic, bă, Cristina, hai, cum e, gen, și nu contra, cost. După ce tu ai povestit că te-ai întâlnit cu Simina, în timp ce ea avea o relație cu Alex, Alex a avut un mesaj să-ți transmită. Și ce a zis? Că nu am. Nu știu, n-am văzut. Puteți să-i dați plege? Ia. Yeah. Cred că o să merg până în Turcia puțin așa, no? Vacanță și... Așa? Să-i faci o vizită să-i lui Jador? Să-i fac o vizită lui Jador, da. Știi că, și uite... la mai mulți care au vorbit de mine prost. A, poți să dai niște nume. Sunt păi nu prea mai vreau să le dau nume, să le... Vrei să iei prin surprindere, să așa? Importanță, da. Să iau prin surprindere, adică cred că se știu ei cine. Și să știi că sunt foarte multe mesaje aici care bănuiesc că nu te miră. Sunt, îți spun să se... Da, și faptul eu, că ar fi însărcinată cu tine, Simina, da? Că ar fi însărcinată de fapt cu Jador. Nu, e cu vecinul de la colț. Normal că e cu mine însărcinată, cu cine poate să fie. Păi, Jador n-a avut parte de un sărut. Decât în camera roșie. Jador nu are calitate. De... Da, n-are. E cam răcit. E... Uite cum se completează băieții ăsta amândoi. Jador e... Jador zis tractor. Pinguinul. Adică lumea dacă ar fi deșteaptă puțin și ar da seama ce fel de persoană e. Deja s-a prins lumea, stai liniștit. Eu să-i dau un sfat lui așa. Eu dacă eram în locul lui, eu mă opream de la primul sezon. Nu mai continuam și al doilea sezon. Pentru că deja de la al doilea deja sezon s-a făcut a dat de sigur râs cu bâta în baltă și s-a făcut de râs. Dacă ieșea, dacă ieșea în primul sezon, el ieșea foarte câștigat. Băi, Jador, așa că stai departe, că poate cine știe cum vin în Turcia acolo și nu o să-ți fie bine. Așa că ai grijă și ai grijă și pe unde mergi. Ai grijă de pe unde mergi. Ce părere ai despre mesajul pe care ți l-a, transmis Alex Zanoga? Am o părere, deci practic, ce să zic, Alex Zanoga, ce? Pentru că în momentul în care... Trebuie să-și ia bodyguard. În momentul în care Alex ți-a transmis acest mesaj, tu erai încă în Turcia. Nu fi așa violent verbal cu el, da? Că te rog frumos să ai grijă de mine, Bogdan, dar că mă simt amenințat de acest băiat. Da, trebuie să ai grijă și de părul lui ca să nu cumva să vină să-l tundă. Și pe caz, frate, că mi-a spus și lui, aproape m-a certat cu el. Mi-mi place melodia lui, mi se pare că transmite. O exagerat cam mult cu e mea, nu credea, na. O exagerat de multe ori. Dar mie mi se pare că transmite. I-am spus lui din prima oară când a ieșit, abia așteptam să iasă pe cuvântul meu. Mie chiar mi-a plăcut mult melodia lui, mult, da. Mult. Și am spus să-ți placă melodia de rău. Și tu ce părere ai avut despre melodia? Nu vreau să vorbesc despre melodie. Aș vrea să am o reacție la ceea ce ai spus de mai devreme. O melodia din punct de vedere muzical nu e... melodie, gen, la modul, gen, versurile sunt niște versuri, ok, dar în afară de partea aia cu nimeni nu credea în noi, nimeni nu credea în noi. În afară de partea aia, versurile, celelalte, probabil strofele, sunt foarte bune și mi-a plăcut foarte, probabil, cum îl cheamă? Raju. Raju l-a compus și îl felicit pentru asta, chiar, bravo lui. A făcut o treabă bună. Mixajul e unul, gen, nu e unul tocmai super ok, vorbim din punct de vedere al studioului, da? Mixajul nu e foc, gen, e de nota 8, dar nu poți să ai pretenții la aia, nu e cântăreț. Da, e o melodie pentru început, e una... Dar despre bună. Momentul în care a făcut karaoke și a cântat melodia ta dedicându-i Osiminei? Da. Autogol a fost ăla. Da, autogol, da. Probabil eu... Eu, ca spectator, mă gândeam ce era în capul ei. Deci, la ce se gândea aia? Când cânta bărbatul melodia ta? Da. Da, dar te-ai simțit mândru? Eu vorbeam cu ea. Da, mă, dar și te-ai simțit mândru? Ca o ironie, gen, și ca și cum faci... Pe faci... da, mă, dar tot de autogol a fost, știi ce zic? Păi da. Mai,
a fost o melodie de la mine pentru ea și el a părut ca și cum el a vrut să facă o ironie și el i-a cântat-o ei, dar de fapt și-a dat autogol singur. Poate s-a întâmplat să simțiți aceleași chestii pentru ei. Și s-a părut că se potrivește melodia. Alex, din punctul lui de vedere, are dreptate în ceea ce spune el, în felul lui. Dacă mă pun în ipostaza în care este pe el, nu știe niște chestii. Și... ce? Eu am ascuns de televizor toate chestiile astea pentru că nu am vrut să-i fac rău ei, știi? Pentru că altfel, altul era planul nostru. Bogdan știe despre ce vorbesc și poate să confirme. Păi și acum poți să ne spui care era planul vostru? Planul nostru era să se desparte el de ea, ea de el, să ne mutăm amândoi, să plec eu din emisiune. Asta ai vorbit tu cu Simina? Da. În timp ce ea era deja cu Alex Zenogă? Da. Și de ce nu s-a concretizat? Pentru că am spus și la televizor chestia asta. Ea a rămas să spui, mă, însărcinată, gen. Și ea s-a dus, s-a rugat și a zis, Doamne, gen, pe care să-l aleg? Care trei de? Și așa a fost soarta, a rămas însărcinată cu Alex. Și se dea Dumnezeu sănătate la copil, le doresc bine, chiar... mi-am scos-o din cap o fata asta, nu mai am nicio treabă. De fapt, acum chiar nu mai am nicio fată în cap. Dar crezi că ea se mai gândește la tine? Sunt disponibil sentimental, fetelor, dacă vreți să aveți o relație de neuitat cu un băiat super ok, fac și mămăligă. Nu zic ce fel de mămăligă, Bogdan, e bună, e mâncat. Puneți videoclipul cu mămăliga, vă rog, că dacă vei dormea ce mămăliga ai făcut dacă n-ai să mori singur, nebunule. Dar nu, cum ai să te rogi din Mariana să te ia dacă vei dormea videoclipul cu mămăliga. Am făcut mămăligă. Uitați, hai din mămăligă cum arată. Săraca mămăligă, zici că e... băi, Jador, zici că e... zici că e cioată din păduri, zici că e... nu, nu știu cum să zic. Băi, băi, ia... dacă eram ăsta, mă, cum îl cheam, Scărlătescu, acum știi ce făceam, nu? Hai, mamă, direct pe geam. Băi, la interior aici e bună ea când mănânci, dar... așa, când te uiți la ea, zici că e... nu știu, plastilin. Da, e foarte bună ciorba, dar plastilina nu arată așa bine. Am făcut aseară o mămăligă și am dat și lui Bogdan să mănânce. Mă, încă n-am murit. Parcă e plastilină. Am făcut, piatră, am făcut și ciorbă. Ai că făcut-o mai câta pe eu! Mai câta... m-am făcut fasole prăjită, băule. Ai făcut-o tu? Da, ți-a plăcut? Da, a fost bună. Dar n-ai făcut-o de tu. De cine gătei ciorba? Jador sau mama? Eu. Dana Simona. Dana Simona. Eu am făcut-o. Eu sunt pe maica. De ce era ciorba? Cum? Ciorba de? De fasole. Fasole, viața mea. Inima. A. Și atâta. Din subiectul ăsta chiar nu mai are rost. Eu am vorbit niște chestii cu ea. El dacă nu crede treaba lui, nu mă interesează. Eu zic chestia asta doar pentru oameni ca să nu creadă că gen... am ascuns, Bogdan. Că nu mai e interes, cum ar veni. Da, nu există interes. Și Bogdan a știut tot timpul despre tot ce se întâmpla și ce discutai tu cu Simina? Eu tot timpul am știut tot. Dar nu ți-am spus. Despre tot. Nu ți-am spus. Și în momentul ăsta știu tot despre tot. Tu știai că... ce știi tot? Jador intenționa să fie cu Simina? Dar gen el în seara, pot să zic? Depinde. Da. Ce? Parcari, Amut de Santo, plecat, venit. Ah, da. În seara în care, aici, o lună cu o dată. În seara în care s-a întâlnit el cu Simina, pentru că chiar a existat întâlnirea asta, gen după ce a fost însărcinată. În seara când s-a întâlnit cu ea, gen a plecat de la mine și după ce s-a întâlnit cu ea, a venit și m-a luat înapoi pe mine și mi-a povestit tot ce s-a întâmplat. Adică aș știu mereu și mereu ne ținem la curent cu chestiile astea mai... Cert e că, bă, când era... când eram lângă ea în mașină, ce? Mă dau din gol? Bă, când eram lângă ea mașină, jur, m-a apucat așa, bă, am tremurat, tremuram, jur, rău de tot. Atunci, acum... Dar el așa tremură și lângă el, așa, lângă Marian. Că nu e așa, nu e așa. Când am văzut-o, deci, pur și simplu, noi doi ne postaza. Prima dată când eram între postaza, noi doi, nicio cameră, nimic. Puteam să ne spunem totul pe față, deci... Și ce v-ați spus? V-ați salutat? A fost ceva... inedit, ce superb. V-ați sărutat? Ha? Am uitat. Cred că a zis deja că s-au sărutat. A,
Nu? Ok, fine. A fost ceva inedit, a fost ceva super pentru mine, m-am bucurat de moment. Era cu un, cu un S de ăsta vechi și nu ai loc acolo în spate, gen mult. Dacă, dacă luai X5-ul sau ăsta tău acum, aveai loc și în spate. Prost! Nu, nu spune asta, că se înțelege alte lucruri. A, nu se... Ești prost. Vorbiți mai... Da, eu chiar am avut nicio treabă. Gen-delete, cum ar veni. A fost o dragoste pură pentru mine. A rămas acolo în trecut, nu mai e nicio treabă. Dar a fost o dragoste pură, pur și simplu n-am iubit-o pentru fizicul ei. Pur și simplu mi-a plăcut că ea m-a plăcut, că am, eram pur și simplu un băiat, un grăsuț, manelist. Ce gusturi ai la băieți, băi? Și trebuie așa, pana mea, nu aveam prea multe... Sibila, vezi că s-a luat lipon. Nu știu zic eu. Și acum crezi că se mai gândește la tine? Sincer? Nu. Frate, probabil are femei, copil, cum se gândește? Probabil nu. Are femeia, auzi, are bărbat, are copil. Probabil bărbat nu, și copil avea oarecum și... Bă, știi că chestiile astea se simt. Probabil, sunt uneori, mai vede și un videoclip pe YouTube, o piesă de-a mea. Probabil, mai zice, bă, ce mai face așa? Bă, bine. Ea voia să se despartă de el după ce și-ar fi făcut dinții. Ea trebuie să-și facă dinții, m-a sunat și taică-su, adică eu vorbeam cu familia ei despre chestia asta, mă înțelegi? Și familia lui, familia ei știa că, că ea, ea vrea să se despartă de taică-su. Alex? Probabil nu știa tot, dar taică-su știa că ea vrea să se împace cu mine. Taică-su mă suna în fiecare zi. Da. Da, în fine, să trecem momentul ăsta, că nu are nicio... Am spus doar așa ca să înțeleagă Alex de ce eu încă aveam sentimente pentru fata asta. Pentru că dacă ar fi rupt tot, eu nu prea aș mai fi avut. Dar au continuat până să fie agravit. Tu vezi ce frumos în față de tine, băi băiatul, tu vezi? Da, tu chiar... ai fața în colțuri, băi, tu ai colțuri în față. Tu ai... Da, băi, chiar... Eu gen... Da, ești 4 Johnny, chiar... 4 Johnny, da. Mă desconsider așa un pic, știi? Nu-mi place că am picioarele scurte, am nasul borcanat. Pe cine ai zis să? Am plâns. Ai plâns? Am plâns, gen când... Când am plecat, gen din emisiune, atunci era nervos, supărat pe mine, n-am putut să ne exteriorizăm și am strâns. Când am intrat în baie și eram doar eu cu el, fără camere, fără microfoane, fără nimic, mi-a zis că ești prost. Și pe asta ne-am pus unul pe umorul acela. Da, și ne-am scris timbet. Și am plâns ca prost. Comenții doamnei Andreea Matea. Cel mai des am fost complimentat de iubitele mele legat de cât de bine sărut, legat de bărbăția mea sau legat de cadourile pe care le-am oferit. Tinerii care latră nu mușcă. El este atras mai mult de fizic, nu se uită prea mult la suflet și chestii. Stai cu minte, nu-i ziua. Îți faci de banii mei, nu?